Și vreau să vă anunț că în cel mai scurt timp vom convoca un grup de inițiativă care va iniția procedura de referendum. Vrem să spunem foarte clar și actorilor din sistemul de justiție. Dumneavoastră tot mergeți pe aceste străzi, trotuare, copiii dumneavoastră tot se plimbă în parcurile care sunt murdare, copiii dumneavoastră tot trăiesc pe acele terenuri de joacă care se distrug. Deci fiți foarte precauți. Haideți să dăm pur și simplu curs justiției în acest context și să nu căutăm factorul politic.